pe lângă cele 8 echipe de notători care au concurat la Swimathon și companiile și publicul băcăuan au performat. O confirmă suma strânsă, numai puțin de 76,131 de lei pentru cele 8 cazuri venite din comunitatea băcăuană, din care 56.801 de la companii și 19.330 de la persoane fizice. Vorbim de un public minunat care nu numai că a venit, vorbim de circa 1000 de oameni, dar care a și donat aproximativ 200 de milioane de lei, au fost strânși din partea publicului. O altă premieră este că publicul a cuprins nu doar băcăuani, au fost și câțiva englezi, au fost și câțiva olandezi, au fost și oameni care nu sunt strict legați de Bacău. Iată și sumele strânse de fiecare organizație. Asociația Lumina 16.560 de lei, Neghiniță 6.450 de lei, FSC Bacău 20.695 de lei, Centrul Daniel 8.920 de lei, Mutatis Mutandis 3.002 lei, Betania 11.195 de lei, Fundația Comunitară 9.124 de lei și Sindrom Down 185 de lei. Comunitatea a răspuns foarte, foarte bine. Semn că împreună putem face lucrurile să meargă foarte frumos. Urmează să dăm banii către cauze, cauzele și fundațiile responsabile să implementeze proiectele și în câteva luni Fundația Comunitară împreună cu fundațiile și asociațiile partenere vom da un feedback prin care să arătăm foarte clar ce se întâmplă cu banii băcăuanilor. Transparența este esențială pentru noi.